În anii Revoluției Franceze, guvernul republican a încercat să distanțeze statul de influența Bisericii Catolice cu care revoluționarii ajunseseră în conflict. Unul din modurile prin care influența bisericii s-a dorit a fi diminuată a fost introducerea timpului zecimal, undeva între anii 1793 și 1795. Ziua a devenit de 10 ore, făcute un pic mai mari, în așa fel încât să acopere cele 12 ore convenționale, iar săptămâna a devenit decadă, adică un interval de 10 zile. Muncitorii aveau liber fiecare a 10-a zi. După noul calendar, li se cerea să muncească și în zilele considerate sfinte înainte, chiar și pe 25 decembrie. Țăranii nu s-au adaptat. Drept rezultat își luau liber atât pentru sărbătorile creștine tradiționale, cât și pentru sărbătorile instituite de guvernul revoluționar. Despre producție, ce să mai spunem, era mai slabă decât în perioada de dinaintea schimbării calendarului. Astăzi, nu mai avem un sistem opresiv care să ne oblige să muncim mai mult și să ne odihnim mai puțin, dar, vai, lucrurile nu stau deloc mai bine. Sindromul extenuării se poate instala în multe ocupații. Unele studii, de exemplu, spun că este prevalent printre profesori, dar sunt de asemenea multe studii care arată prezența așa-numitului burnout la personalul medical. Extenuarea are. Multe efecte, printre care pot fi amintite pierderea motivației, odihna precară, neimplicarea pe lângă altele. De cele mai multe ori, cauzele principale sunt un volum de muncă ridicat și presiunea continuă a timpului. Pe vremea când eram plecat la studii, am ascultat un profesor de origine americană care a asemănat într-o predică viața ocupată cu învârtitul farfuriilor pe bețe. Când crezi că ai pus și ultima farfurie în mișcare și te poți așeza, prima pe care ai urnit-o dă semne să se oprească. Așa că o iei de la capăt. Ești într-o continuă agitație și concentrare ca toate farfurile să se învârtă de curând citeam aceeași idee scrisă de un scriitor pe nume David Jeff într-un articol din 2020 de pe blogul său. Articolul se încheie cu cuvintele Viața își face simțită prezența și îmi reamintește că nu eu conduc. Dacă așa stau lucrurile, pare să fie un drum al hazardului și mai ales un drum fără ieșire. Văzând neliniștea sufletului uman, faptul că este în permanență agasat de a face, a reuși, a agonisi, a nu rata, Iisus Hristos adresează invitația atât de plină de sens, veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre căci jugul meu este plăcut și povara mea este ușoară. Am citat din Matei 11, 28 la 30. Rețineți din capul locului. Iisus nu ne cheamă să ne oprim, ci să luăm jugul, deci să muncim. Dar expresia cheie aici este jugul meu, adică al lui Hristos. Nu jugul tău, nu al vieții, nu al carierei. Duci altfel poverile și provocările împreună cu Isus. Fericitul Augustin a reușit să cuprindă, încă din primele rânduri ale cărții sale, confesiuni, spiritul invitației lui Isus. Spunea episcopul nord-african lui Dumnezeu, ca într-o rugăciune: Tu l-ai îndemnat pe om să-și afle bucuria lăudându-te pe tine, căci pentru tine ne-ai zidit, iar inima noastră este neliniștită până să-și afle odihna în tine. Pentru mulți, cea mai comodă și la îndemână formă de a contrabalansa tensiunea permanentă în care își duc viața este să se recompenseze prin satisfacerea unor plăceri, unele legitime, altele mai puțin. Reține-te rog, plăcerea este tot o formă de consum, doar că acel consum pare mai puțin solicitant. E ca atunci când ești sătul și nu te mai poți gândi la mâncare, dar ceva dulce mai intră. Mai mult ca sigur îți va plăcea, dar pentru stomac e tot un consum, nu e odihnă. În Luca 12 avem ilustrația perfectă a odihnei prin recompensare. Ogorul unui om bogat, povestește Iisus, a dat recoltă îmbelșugată. El se gândea în sinea lui zicând, ce voi face fiindcă nu mai am unde să-mi adun roadele? Și a mai zis, iată ce voi face, îmi voi dărma hambarele, voi zidii altele mai mari și acolo îmi voi strânge tot greul și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Eu aș zice că nici nu trebuie să fii bogat pentru a ți se potrivi acest tablou. Ideea e că aduni ca să consumi și apoi Continui să aduni ca să consumi. Odihna nu e reală în acest caz, e o minciună. Povestea nu se încheie însă aici, ci continuă. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta, ți se va cere sufletul, cele pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. La fel este și cel care adună comori pentru sine și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Am citat din Luca 12, 20 și 21. Ideea parabolei nu este să ți inducă teama că poate mor la noapte. Acesta ar fi un stres în plus, nu-i așa? Mai degrabă, Iisus caută să îndemne ascultătorul să se detașeze de cele materiale și să se îmbogățească interior, să adune la cele sufletești, să trăiască cu și pentru Dumnezeu. Apelul acesta la Dumnezeu ca fiind sursa odihnei adevărate sună învechit, nu-i așa? Mă uit la soluțiile pe care diferiți terapeuți le oferă și văd că Dumnezeul Scripturii este trecut cu vederea. Poate că audiența necădincioasă te obligă uneori să îl scoți pe Dumnezeu din ecuație. Cred însă că dacă dialogul este funcțional și poți vorbi despre Dumnezeu, nu trebuie să le viți. Profetul Ieremia deplângea starea Ierusalimului din timpul său în cuvintele, cuvântul Domnului este o ocară pentru ei și nu le place de el. Fiindcă evită cuvântul lui Dumnezeu, profetul și preotul, spune Ieremia, leagă în chip ușuratic rana poporului meu. E un tratament fără Dumnezeu, de aceea vine invitația următoare. Așa vorbește Domnul, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună. Umblați pe ea și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele. Cărările vechi nu sunt mai bune fiindcă sunt vechi, ci pentru că țin cont de Dumnezeu și de cuvântul Lui. În compania Lui Dumnezeu găsești o dihna sufletească de care ai atâta nevoie. Revenind la Matei 11 cu 28 la 30, Iisus îl invită pe cel obosit, pe cel împovorat, să vină la el ca să primească o dihnă. Sensul complet al verbului a da odihnă cuprinde efecte cum ar fi împrospătarea, însuflețirea, refacerea. Aceste definiții arată că Isus nu are în vedere oprirea ca atare, cât refacerea. Așa cum am menționat înainte, te poți opri doar ca să îți satisfaci compensatorii o plăcere, mai mult sau mai puțin vinovată. Dar asta nu te însuflețește, nu ți împrospătează sufletul. Hristos continuă cu metafora jugului. A purta jugului Hristos implică disciplină, presupune ascultare și a fi coordonat de cel al cărui jug îl porți, în direcția pe care el o vede de bine. Interesant este că el leagă învățarea de purtarea jugului. Nu poți învăța dacă nu te lași condus sau dirijat. În schimb, dacă te lași condus, vei asculta și te vei lăsa învățat. S-ar putea să fie nevoie de mai mult decât o oprire sporadică. Marilyn Paul, o autoare de origine evrească, și-a publicat în 2017 cartea cu titlul O oază în timp: cum poate o zi de odihnă să-ți salveze viața. În această carte, ea arată că principiul sabatului, o zi liberă pe săptămână, este cheia supraviețuirii în ritmul nebun al societății de azi. Ea pledează pentru sabatul evreiesc, cel biblic, adică sâmbăta, chiar dacă recunoaște valoarea principiului, indiferent de ziua săptămânală în care cineva s-ar opri. Dacă schimbi ziua însă, limitezi semnificația. De aici, într-o bună măsură, și scopul și beneficiile. Să mă explic. Beneficiile unei zile libere din șapte sunt fără îndoială recunoscute de societatea seculară. Evreul Filon din Alexandria sugera pentru o audiență grecească că sabatul a fost dat pentru încărcarea bateriilor, pentru refacerea puterilor omului, pentru ca următoarea săptămână să fie începută cu energie înnoite. În acest sens, chiar nu contează în care zi a săptămânii te oprești. Dar Abraham Heschel, un rabin american de origine poloneză din secolul al XX-lea, remarca faptul că Filon Urmează concepția grecească, aristotelică despre odihnă, și nu reprezintă concepția biblică despre sabat. Spune Heschel: Totuși, în gândirea biblică, munca este mijlocul spre atingerea unui scop, iar sabatul ca zi de odihnă, ca zi de abținere de la trudă, nu este ținut cu scopul de a recupera puterea pierdută, de a deveni apt sau aptă pentru porția de muncă ce vine. Sabatul este o zi sărbătorită de dragul vieții. Omul nu este un animal de povară, continuă Heschel, iar sabatul nu are scopul de a spori eficiența lucrării sale. Sabatul nu există pentru folosul zilelor săptămânii. Invers, zilele săptămânii există pentru folosul sabatului. Nu este un interludiu, ci punctul culminant al vieții. Și aici am încheiat citatul. Așa cum scrie în Geneza 1:31. Încheierea zilei 6 introduce sabatul, un moment în care te oprești pentru a sărbători viața, binecuvântările și mai ales pe Creatorul care binecuvântează. Cum altfel ai putea să înveți de la Isus dacă nu atunci când te odihnești, așa cum s-a odihnit el, căutându-l pe Dumnezeu în fiecare sabat după obiceiul său? Isus ca Domn al Sabatului a imprimat un ritm nou în umanitate. Dumnezeu mai întâi. În 1985 se afla în capitala Mexicului un evreu secular, căruia îi mergea foarte bine în construcții. Construia și vindea din ce în ce mai bine și mai avantajos. A venit însă momentul acela de vârf, când scump a devenit prea scump. Clădirea cea mai impunătoare pe care o construise nu și-a găsit clienții, cumpărători sau chiriași. Cineva l-a introdus pe omul de afaceri într-o comunitate religioasă evreiască care păzea sabatul. L-a atras atmosfera și sensul pe care începea să-l descopere, așa că s-a hotărât să frecventeze cu regularitate cercul de oameni de curând descoperit. Într-o joi dimineață îl contactează două persoane care veniseră din America și care erau interesate de clădirea pe care o avea la vânzare. Cei doi erau vădit interesați, numai că procesul era încetinit de multitudinea de acte și spații care trebuiau văzute și vizitate. Proprietarul și-a dat seama că în ritmul acesta nu vor finaliza tranzacția înainte de vineri, orele 15, când el ar fi dorit să se oprească pentru pregătirile sabatului și celebrarea acestuia. Fără să stea mult pe gânduri, le-a spus celor doi potențiali cumpărători despre hotărârea lui ca dacă afacerea nu se încheie până vineri la 3 după amiază, clienții vor trebui să revină duminică sau luni. Aceștia s-au arătat contrariați și i-au spus omului că ei pleacă a doua zi, sâmbătă, înapoi în America. Drept urmare, dacă vrea să-și vândă construcția, va trebui să stea vineri, indiferent cât de târziu. Dar la ora 15, omul le-a spus celor doi potențiali cumpărători. Că întâlnirea se încheie, iar tranzacția se sistează până după sabat. Dar cei doi s-au ținut și ei de cuvânt. A doua zi au plecat înapoi în America, fără ca afacerea să se finalizeze. Deși nu era nici măcar membru în comunitatea pe care o frecventa, deci ar fi putut să-și permită o derogare de la păzirea sabatului, omul de afacere vreu a preferat să fie consecvent cu perspectiva odihnei lui Dumnezeu, pe care o descoperise de curând în cuvântul lui Dumnezeu. Pierduse o mare oportunitate, dar avea un sentiment pronunțat că făcuse ceea ce trebuie. La două săptămâni, în ziua de joi, 19 septembrie 1985. Mexicul a fost zguduit de un cutremur de peste 8 grade. Cele mai multe clădiri din capitală au fost culcate la pământ. Printre puținele clădiri rămase în picioare se număra și construcția omului de afaceri evreu fiind încăpătoare, a fost principalul edificiu folosit pentru închiriere de către autorități. Nu doar că omul și-a găsit clienții, dar a fost pe deplin recompensat pentru decizia lui de a se opri. Îți recomand să te oprești, atât zilnic, cât și în ziua șaptea a săptămânii. S-ar putea să fie singurul resort pentru refacerea sufletului tău atât de hărțuit de a face. Ascultă-L pe Iisus când îți spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și vino. Aduți aminte că sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. A fost făcut pentru tine. Vino.